se decontează procedura de fertilizare in vitro, iar noi ne-am gândit să oferim decontarea a două vouchere, unul de 5.000 de lei și un voucher de 10.000 de lei pentru procedura de biotransfer, dacă medicul specialist consideră că prima etapă este una cu succes. Dacă primul tratament nu este cu reușită, nimeni nu trebuie să dezarmeze, urmează și al doilea și al treilea pe parcursul unui an, dar și în următorii ani, tot la indicație medicală. Am primit mai mult de 8.000 de solicitări până în acest moment, peste 600 din solicitări au fost deja procesate, 300 de dosare au fost aprobate. Ne-am dorit ca aceste proceduri să fie decontate cât mai rapid și să nu se piardă timp de foarte multe ori prețios. Prin acest program ne dorim să creștem natalitatea în România, ne dorim să venim în sprijinul familiilor, cuplurilor sau femeilor singure care doresc să aibă copii.